Rasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Mina, paraclis episcopal din Slobozia. Răspunsurile la strană au fost date de un grup de elevi de la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Ioan Gură de Aur. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre tânărul dregător care a fost îndemnat de Mântuitorul să renunțe la bunurile materiale și să-i urmeze lui ceea ce a spus Mântuitorul acestui tânăr nu era numai un sfat. Era o poruncă ca și toate celelalte porunci date de Creator. De ce era o poruncă? Fiindcă această legătură foarte strânsă de aceste bunuri materiale necesare pentru viață. Numai că Dumnezeu Creatorul ne-a făcut pe noi stăpâni făcându-ne după tipul său, ne-a făcut stăpâni acestor bunuri și nu robai lor. Iar omul tinde să devină un rob ce tot bunul material. Iată de ce chiar Mântuitorul spune cât de greu va intra un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu va asculta porunca Mântuitorului, dacă o va împlini, este un lucru lăsnicios să găsească desăvârșirea, să de desăvârșirea și să intre în viața de veci. Piatra de temelie a Bisericii de Lemn, Paraclis Episcopal, a fost sfințită în octombrie 2011.